față de instituțiile statului. Cum președintele țării poate să meargă să-și ceară scuze de la cel care ne-a agresat? Am pușcat cu tehnică grea, cu tancuri, 3 tancuri. Eu eram, am văzut cu ochii mei, când au împușcat ei. N-am împușcat eu. Acum, cum un președinte de stat poate să-și ceară scuză de la agresor? Asta e întrebarea. Privitor la bani, noi știm cum se ascund taxele la bugetul de stat. Trec prin offshore. Ce veți întreprinde pentru a contracara colaborarea businessmanilor și oamenilor politici din Moldova să mai spele banii în offshore? În ce ține de scuze și calificarea de agresori, vreau să spun că calificările respective pe parcursul ultimilor 25 de ani nu au adus bine nimănui. Nici din stânga, nici din dreapta Nistru. Eu am spus că noi trebuie să recunoaștem că a fost o greșeală ceea ce a fost la începutul anilor 90. Și vina este și de partea noastră, în mare măsură, celor care au fost la guvernare, nu oamenilor care au stat pe baricade. Oamenii, combatanții, și-au făcut datorie și ei trebuie să fie apreciați de stat, nu așa cum își bat joc acum de ei. Să le dea indemnizații, să le dea o pensie, care nu este acum. Și eu lucrul ăsta îl voi face, voi veni cu inițiative. Să susținem oamenii care au fost pe baricade, care nu din vină, ei au mers conștient să apere statalitatea Republicii Moldova.